și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie! Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. Începem clipul de astăzi cu premiile câștigate în luna octombrie, cu mai multe premii, ca să fie mai interesant. Le-am ținut pe toate ca să vi le pot arăta. În cadrul acestui video m-am gândit să vă acord și vouă un premiu. O să vă spun mai multe la finalul clipului despre cum puteți câștiga acest inel. Și haideți să începem cu unul dintre premiile interesante. Este această brățară Fitbit Inspire. Am câștigat-o la concursul Vitamin Aqua, după cum bine vedeți. Trebuia să cumperi o sticlă de Vitamin Aqua din magazinele acelea de ziare, Imedio parcă, One Minute și mai sunt încă câteva. Eu personal am cumpărat din One Minute două sticle și cu una dintre ele am câștigat acest Fitbit Inspire, de care sunt super, super încântată. Iar cu al doilea bon am câștigat o sticlă de Vitamin Aqua și am ținut-o să vă arăt. Concursul mai este încă valabil până pe 14 noiembrie și o să vă las un link în descriere, poate vreți să participați și voi. Un alt premiu câștigat în această lună este un card de cumpărături de la H&M în valoare de 200 de lei. A fost câștigat la un concurs la un mall local. Sunt super încântată, am avut foarte mult noroc în ultimul timp cu concursurile locale și în clipul în care v-am povestit despre programul de loialitate de la H&M, v-am arătat și ce am cumpărat celui mic și mai am niște bănuți pe care vreau să-i folosesc pentru mine. Ca sfat pentru voi, ca să vă fie totuși de ajutor, vă povestesc despre faptul că concursurile locale merită căutate și să participați la ele. Au tot timpul mult mai puțin participanți. Un alt lucru pe care l-am câștigat este un card de cumpărături de la Kaufland în valoare de 150 de lei. Acesta l-am câștigat la promoția Kaufland Sticker. Aici trebuie să recunosc că m-a ajutat foarte mult Amalia. Ea mi-a povestit despre acest concurs și cu ajutorul ei am câștigat. Trebuia să faci o poză mașinii cu stickerul de la Kaufland pe care eu l-am luat de la relații clienți. Poza trebuia înscrisă pe site-ul celor de la Kaufland și sunt extrageri zilnice, deci încă puteți câștiga dacă vreți să vă mai înscrieți. Și dacă tot vorbeam de vouchere de cumpărături de la Kaufland, mi-am înscris un video la Creative Challenge Kaufland și toate persoanele care s-au înscris au câștigat un voucher de 100 de lei. Vă las videoul meu în descriere dacă vă interesează despre cum să economisiți bani la Kaufland. Un alt voucher câștigat a fost la promoția Eti Wanted în Kaufland. Trebuia să cumperi produse de 10 lei Wanted și puteai să câștigi mai multe premii, dar eu am câștigat unul dintre cele două premii zilnice, un voucher de 50 de lei la EMAG. Ultimul voucher câștigat în această lună despre care vreau să vă povestesc este un voucher de 100 de lei la Auchan. L-am câștigat cumpărând produse Milka Oreo sau Belvita de 10 lei. Un alt premiu câștigat la un concurs local sunt aceste bijuterii de argint. Inițial eu am câștigat un voucher de 200 de lei la galeriile Carrefour și mi-am ales aceste două brățărele, după care și prietena mea, Alexandra, a câștigat un voucher de 100 de lei și a fost atât de drăguță încât din voucherul ei mi-a cumpărat și mie o pereche de cercei care sunt superbi și îi mulțumesc foarte, foarte frumos. Asta este pe principiu dacă povestiți, dacă ajutați pe alți oameni să câștige, să știți că lucrurile vă vin înapoi și recunosc că nu-mi place această mentalitate de vreau eu să țin lucrurile numai pentru mine, nu vreau să povestesc nimănui și de cele mai multe ori trebuie să recunosc că faptul că împart din cadourile mele sau din premiile pe care le câștig sau din, nu știu, din faptul că am descoperit un concurs și le spun prietenelor interesate de acest subiect, tot timpul îmi vin lucruri așa de la univers înapoi, de obicei lucruri bune. Un premiu pe care l-am câștigat luna trecută a fost un voucher de 200 de lei la promoția Nivea în DM. Trebuia să cumperi două produse Nivea din DM, să trimiți bonul la un anumit număr de WhatsApp și puteai să câștigi vouchere de cumpărături. Eu am ales acest voucher de 200 de lei de la Cupio și asta mi-am ales. Sunt un pic ofticată pentru că am văzut că s-a deschis magazin Cupio în Brașov și ar fi fost mai fain pentru că
aș fi putut să nu mai plătesc transportul care m-a costat 10 lei. Mi-am cumpărat niște lucruri pe care altfel nu știu dacă aș fi dat banii. De foarte mult timp visez la un tratament din acesta de păr Moroccan Oil. A fost 180 de lei, destul de scump și nu știu dacă aș fi dat acești bănuți dacă nu i-aș fi câștigat. Pentru că mai aveam 20 de lei, mi-am cumpărat acest șampon de la Vela. Mi-a recomandat o abonată, Lavinia, cred că mi-a recomandat un produs pentru păr. Mi-am luat aceeași gamă de la Vela să am și șamponul. Nu ai niciodată prea mult șampon. Am plătit 21 de lei în plus, deci am depășit ceea ce trebuia să cumpăr pentru că nu era transport gratuit. Un premiu câștigat la promoția Pepsi Combo, trebuia să cumperi produse din anumite restaurante din orașul tău, în Brașov erau foarte puține. Este același concurs la care am câștigat și căștile de luna trecută de la Skull Candy. Această pereche de ochelari a fost câștigată de mama, numai că ei nu-i place și a ajuns la mine, iar mie îmi place foarte mult și am de gând să îi folosesc. Acest premiu este câștigat pe Facebook într-un concurs de tip like and share. L-am câștigat mai de mult, dar doamna care a organizat concursul este un reprezentant Avon, Cristina se numește, și a născut între timp și m-a rugat dacă am puțină răbdare până ajunge ea la poștă să mi le trimită. Eu sincer am și uitat de premiu și a fost foarte drăguță când mi-a scris că uite, am avut timp să mă duc să-ți pun premiul la poștă și mi se pare super fain că ea n-a uitat. În bijuterii drăguțe. Aici este o pereche de cercei, un colier, o brățărică, mi-a trimis un ruj, o mostră și câteva prăjiturele care îmi pare rău să vă spun nu au scăpat de Patrick și le-a mâncat deja. A venit în sfârșit și smartwatch-ul câștigat pe Instagram de la Hervis. Este marca Polar și după cum bine vedeți, este un pic cam mare pentru mâna mea, dar recunosc că eu am și o mână foarte mică, sunt o persoană minionă. Ce să zic, mie îmi place cum arată, dar cred că voi rămâne la acel Fitbit Inspire, iar acest ceas smartwatch cred că se va duce la Peter dacă îl vrea. Am avut încă o dată noroc pentru că în pachet am primit și o bancnotă de 5 lei din greșeală. I-am anunțat pe cei de la service, dar mi-au zis să o păstrez. Al treilea smartwatch, să-i zicem, de luna aceasta l-am câștigat la Kaufland, la promoția Ola. Trebuia să cumperi două batoane și vreau să vă zic că m-am dus în Kaufland și am uitat să cumpăr aceste batoane. Am avut noroc cu Amalia care s-a dus în Kaufland și mi-a cumpărat drăguța două batoane pe un bon separat ca să pot să mă înscriu și eu la concursul ăsta și am avut mare noroc, am câștigat și eu și ea, deci pe principiu o faptă bună nu rămâne niciodată nepedepsită, dar de data asta a fost într-un mod pozitiv. Mulțumesc mult încă o dată, Amalia! Pentru că mi-ați sugerat că v-ar place să deschid pachetele odată cu voi, astăzi vă arăt un pachet pe care încă nu l-am deschis și o să-l deschid împreună cu voi. Deja se poate un pic vedea ce este. Este un set Lego City, dar să-l desfac să-l puteți vedea mai bine. Acest premiu a fost câștigat la promoția Danone Delicios. Trebuia să cumperi un iaurt Danone Delicios. Trebuia să înscrii bonul pe site-ul lor și puteai să câștigi două seturi Lego pe zi. Erau trei variante dintre care îți puteai alege și eu am câștigat acest Lego City. Acesta va fi cadoul lui Patrick de Crăciun, așa că trebuie să îl ascund repede, să nu îl vadă. Și gata, ne-am rezolvat din partea noastră cu cadourile de Crăciun. Ce este foarte interesant este că și mama a câștigat un Lego City, ea și-a ales alt Lego, care va ajunge la Patrick un pic mai târziu. O să vă inserez o poză să-l vedeți și pe cel câștigat de mama. Scuze, dar poza trimisă de mama nu se vedea foarte bine și v-am inserat o poză de pe internet cu acest set. Un alt premiu interesant, de data aceasta câștigat tot la Danone, dar nu la Danone Delicios, la Danone Danonino, este un ghiozdănel sub formă de dinozaur, de care sunt super încântată. În afară de faptul că este fain, este și foarte încăpător, după cum bine puteți vedea. L-am câștigat cumpărând două produse Danonino, trimițând bonul și am câștigat acest ghiozdănel sub formă de dinozaur și am mai câștigat încă un premiu pe care o să vi-l arăt mai târziu. Am zis să mai facem câteva unboxing-uri, astăzi am primit două pachete și o să le desfac împreună cu voi să vă arăt ce am câștigat. În primul pachet avem o sonerie pentru bicicletă de la Danonino. Este câștigată în aceeași promoție în care am câștigat ghiozdănelul și este binevenită pentru că niciodată nu ai prea multe jucărioare pentru cel mic.
Familia premiu, după cum bine vedeți, este un tricou. Peter este mare fan Lewis Hamilton, iar acestea sunt tricourile lui făcute în colaborare cu Mercedes. Este un șofer de curse de Formula 1 și este preferatul lui Peter, deci acesta este cadoul lui de Crăciun. M-am scos și de cadou de Crăciun, nu mai trebuie să iau ceva. Acest premiu a fost câștigat la promoția Monster în Selgros. Am participat acolo chiar dacă trebuia să cumpăr destul de multe produse, tocmai pentru că Peter este mare fan și știam că orice premiu câștig la această promoție, lui i-ar fi plăcut mult fiind fan. Sper să-i fie și bun. Acum om trăi și om vedea, dar acesta este cadoul lui de Crăciun. Vă spuneam că trebuia să cumpăr 4 doze și să trimis bonul și eu inițial aș fi vrut să câștig o machetă a unei mașini de Formula 1, dar vă dați seama, nu tot timpul prins premiul cel mare, dar sunt super încântată și de acesta. Un alt premiu care a ajuns este cel de la promoția BIC. Am câștigat încă 2 penare, au fost foarte drăguți că mi le-au trimis. Dar, din păcate, unul deja a plecat la un alt copilaj, doar acesta l-am ținut pentru Patrick, cel pe verde. Este un penar ca în valoare de 50 de lei, are și produse în interior, vi le-am arătat luna trecută, pentru că și luna trecută am câștigat parcă încă 2 și de fiecare dată când dau unul, cumva îmi vine înapoi un alt premiu, nu știu cum se întâmplă. Vă spuneam că acest premiu a fost câștigat la promoția BIC, trebuia să cumper produse BIC din orice magazin și să trimiți bonul. Continuăm cu un premiu câștigat pe Instagram. Am câștigat pe pagina celor de la BCR, George, o mască din material textil, inclus și aceste materiale de schimb pe care le poți pune în mască să o poți refolosi. Au fost parcă 1000 de măști, parcă ceva de genul, pe Instagram. De obicei știți că eu nu prea am noroc pe Instagram, dar de data aceasta chiar s-a legat și o mască este foarte folositoare în această perioadă. La promoția Kinder, felie de lapte, am câștigat un voucher de 50 de lei la Cărturești și ce trebuie să faceți este următorul lucru, pentru că concursul nu s-a închis, este valabil până pe 15 noiembrie, deci puteți încă participa. Sunt 50 de vouchere pe zi, deci șansele sunt destul de mari și dacă vreți să vă spun un pont, eu am câștigat acest voucher în jurul orei 11, între 11 și 12 ziua. Poate vă ajută și pe voi să câștigați. Trebuie să cumpărați un produs Kinder felie de lapte și să înscrieți datele bonului pe kinder.com. Multă baftă și sper să câștigați și voi un voucher. Un alt premiu super interesant, nu a fost câștigat de mine, a fost câștigat de Amalia și ea mi l-a făcut cadou, este acest atelier online de la Fundația Calea Victoriei, cum să faci video content care să placă, lucru de care eu am mare nevoie, după cum bine vedeți, canalul acesta de YouTube nu face mare treabă. Și mă gândesc că am mai multe de învățat, mi-a plăcut foarte mult acest curs și mulțumesc încă o dată Amaliei că mi l-a făcut cadou. Un alt premiu câștigat, foarte folositor pentru mine, având legătură cu canalul meu de YouTube, acest premiu a fost câștigat pe Facebook la Marian Stan Events and More. Premiul constă în crearea unui clip comercial pentru afacerea ta și eu l-am câștigat și Marian a fost foarte drăguț și a fost de acord să-mi facă un clip de prezentare al canalului de YouTube. Am stabilit o zi în care să ne întâlnim și să filmăm un pic și bineînțeles că în acea zi a fost o ceață de neimaginat și am ales să amânăm pe o zi cu soare în care să se vadă un pic mai bine și de-abia aștept să văd ce iese. Acesta este un premiu la care nu foarte multă lume a participat, vă dați seama, dar mie mi se potrivește pentru că îmi doream un intro profesionist făcut de un profesionist și uite că s-au legat lucrurile și am câștigat acest premiu. Astăzi am fost să cheltuiesc un voucher de 50 de lei la Papa Roti. Este o rotiserie din Brașov, știți cât îmi plac mie premiile locale și haideți să vă arăt ce ne-am luat. În primul rând am luat un pui la rotisor și cu acel pui vin niște chipsuri făcute de ei care arată super bine, care sunt gratuite. 2 porții de chipsuri super mari, o brioșă pentru Patrick. Iubire, te dau mai târziu, da? Doar ne uităm acum ce avem. După care ia să vedem ce mai avem pe aici. Avem un pui întreg la rotisor. Ia uitați ce bine arată. Astăzi mâncăm pui la rotisor. Și pentru că voucherul era mai măricel, am cumpărat și niște piure de cartofi.
să mănânce Patrick cu ceva și mâncare de mazăre. Ia uitați ce bine arată. Gross. Cum să fie gross? E bun. Deci avem puiul. Nu e bun. Avem puiul, chipsurile, piure de cartofi și o mâncare de mazăre. Și a trebuit să plătesc doar 2 lei pentru că depășisem un pic. Eu zic că arată totul foarte, foarte bine și așa îmi plac mie premiile astea locale. Asta înseamnă că astăzi nu mai gătesc. A fost un concurs organizat pe Facebook de genul like and share, destul de multe comentarii, dar 10 premii, deci pot să zic că am avut noroc. Un alt premiu câștigat pe Instagram este acest plovăraș foarte frumos, cu niște detalii foarte faine făcute din perluțe. Și mi-a plăcut foarte mult. Vă ziceam că l-am câștigat pe Instagram la un concurs de tip like, share la story și lasă în comentarii tag-ul câtorva prieteni și am fost super încântată, l-am câștigat și peste 2 zile aveam deja premiul. Haideți să vă arăt și cum îmi stă! Alt premiu câștigat luna aceasta este la Selgros cu promoția Pomber. Trebuia să cumperi orice produs de la Pomber și eu am câștigat un smeu de care sunt super încântată pentru că mi-l doream, nu vreau să dau bani pe așa ceva și ăsta de la Pomber arată foarte fain. Ultimul premiu din această lună despre care vreau să vă vorbesc este un premiu câștigat pe YouTube la una dintre prietenele mele pe care le urmăresc de mult, Sabina Rusescu. Tocmai a ajuns pachetul, mi-a trimis foarte multe lucruri în acest pachet și o să vi-l descriu într-un alt fel de clip în care fac un fel de reacție la ceea ce am primit, dar vreau să vă spun că este și acesta un premiu câștigat luna aceasta. Acum că am terminat cu ce am câștigat eu, să vă arăt ce puteți câștiga voi. Acesta este inelul de la Cœur du Lion pe care l-am câștigat luna trecută. Este pe culoarea verde și a fost donat de Corina pentru a fi folosit ca premiu pentru voi. Ce trebuie să faceți? Trebuie să fiți abonate la canalul meu, să-i dați un share acestui video pe Facebook și să îmi lăsați un comentariu în care să scrieți, de fapt, să scrieți ce vreți voi, așa voi extrage câștigătorul din comentariile voastre. Bineînțeles că voi verifica și dacă ați îndeplinit condițiile și multă baftă! Mulțumesc mult că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Nu uitați să-mi dați un like, un comment, un subscribe dacă vă place tipul meu de conținut. Să aveți o zi faină! Pa, pa!